Astăzi o să fie vorba despre un sos, care de fapt nu e un sos, e un mujdei. Se numește mujdei lipovenesc. Eu nu l-am găsit nicăieri în țară făcut, nici în Moldova, nici în Transilvania, nici în țara românească. L-am găsit într-un singur loc. Când am început să umblu în delta Dunării, am găsit acest mujdei pe care îl făceau pescari, care stăteau, aveau sălașe pe insule, în diferite locuri din delta și făceau mujdeiul respectiv. El poate fi variat în diferite feluri, dar baza este aceeași. Ei fac acest mujdei strict pentru ca să mănânce pește. Evident, fiind vorba despre mujdei, în primul și în primul rând avem nevoie de usturoi. Da? Ăsta este usturoiul. Îl luăm. Primul lucru pe care îl fac este să-i tai, eu l-am curățat înainte, să-i tai capetele. Acum o legendă vine și spune, în delta pescarii nu fac așa ceva, o legendă vine și spune că în aceste capete ar exista arsen care fac ca să ne doară capul după ce mâncăm mujdei mult. Eu nu cred povestea asta, sincer să fiu. Eu cred că dacă mâncăm mujdei mult, o să ne scadă tensiunea. Dacă ne scade tensiunea, se poate întâmpla să ne doară capul, dar așa m-am învățat să tai capetele de la măciuliile astea, de la căței de usturoi. Eu o să-i tai acum pentru orice eventualitate. Acum hai să vedem ce facem cu usturoiul ăsta. Usturoiul îl punem într-o presă de usturoi. În mod normal aș putea să spun că o soluție ar fi să-l dați pe o răzătoare mică. N-are rost că aici avem nevoie de mult usturoi și nu-i cazul să ne chinuim. Da? Acum, din păcate, am zdrobit usturoiul. Da, acum trebuie să înțelegeți, pescarii din delta Dunării fac foarte simplu mujdeiul ăsta. Odată usturoiul zdrobit, îi pun niște sare și adaugă picătură cu picătură, ulei și îl freacă. Și este un mujdei tare, ca și o maioneză. Ei îl freacă, bineînțeles. Vă gândiți că pe unde au ei sălașele o să fie curent electric și o să aibă un mixer. Nu, ei îl freacă cu o lingură de lemn. Dar acum eu nu o să vă pun ca să faceți un mujdei de ăsta sau un sos de usturoi să frecați cu o lingură de lemn și de aceea vă dau niște variante care funcționează extraordinar de bine. Deci, pe lângă usturoiul pisat, eu adaug, dacă punem picătură cu picătură, nu riscăm să ni se taie, se face exact ca și o maioneză. Dar dacă scăpăm un pic mai mult ulei decât trebuie, se taie și după aceea ne roadem unghiile și ne cântăm, ioi, ni s-o tăiat mujdeiul. Atunci mai bine pun un gălbenuș de ou. Bun, l-am separat, pun un gălbenuș de ou. Bine este să fie la temperatura camerei, să nu fie rece. Cu cât e mai rece gălbenușul sau uleiul pe care îl folosim, cu atât riscăm mai tare să ni se taie maioneza. Nu-i cazul. Să pune sare. Să pune sare bine. Bun, acum opțional să pune un vârf de linguriță de muștar, dar asta e opțional. Mie îmi place maioneză. Da? Tronc. L-am pus și ne apucăm și batem cu mixerul. Repet, se poate face fără niciun fel de probleme cu o lingură de lemn. De lemn. Omogenizăm. După ce l-am omogenizat, uleiul și tot punem, la asta ne ajută, chiar dacă am scăpat mai mult ulei, nu e o problemă dacă are gălbenușul, că nu o să se taie.
Bun, acum o să mă întrebați cât ulei punem. Știți cât ulei punem? Până când vedem că ni se întărește maioneza asta, de fapt e o maioneză de usturoi, în așa fel încât liniștit lingurița, dacă o punem, stă dreaptă. O vedeți? Stă dreaptă, da? Bineînțeles că m-am porcăit. General când gătești se întâmplă să te cam porcăi, dar nu-i grav. Așa, acum, pescarii din delta Dunării, după ce l-au frecat, el n-are culoarea asta acolo, pentru că ei nu pun găbenușul de ou. El e alb. După ce l-au frecat, ei adaugă în el oțet, absolut obligatoriu, oțet, și îl mănâncă cu pește rasol sau pește prăjit, obligatoriu cu pește. E foarte bun așa cu oțet adăugat în el. Acum, noi dacă vrem acasă să mâncăm pește, adăugăm oțet în el și poate niște pătrunjel tocat și mâncăm așa. Problema pe care eu vreau să o dezvolt acum este faptul că acest mujdei lipovenesc pe care l-am învățat de la pescari, l-am transformat și îi adaug ori smântână grasă, ori un iaurt mai slab, îi mai adaug, ceea ce o să fac imediat, niște lămâie și mai adaug niște pătrunjel tocat. Acum trebuie să vă mărturisesc că astăzi am mai gătit și pătrunjelul l-am consumat pe tot, așa încât n-am, o să pun lămâie și smântână. Dar, repet, nu-i greșit să puneți nici iaurt. Da? Din asta o să iasă un sos de usturoi. Atâta de bun. Se poate mânca cu pui, mai ales cu pui întreg. E minunat. Se poate mânca extraordinar de bine cu cartofi prăjiți. Faceți așa un viling de cartofi prăjiți și vă băgați cartofii în el. E minunat. Mănânci un viling întreg. Mai poate fi folosit pentru... A, da. Uite, aici e smântâna și aici e lămâia. Mai poate fi folosit... Se poate mânca și cu grătare de porc, nu-i vorba. Da? Punem niște lămâie, lămâie, nu lime. De ce se pune lămâia și de ce se pune și oțetul, pe urmă, de ce pun pescarii, că de la ea am învățat. Pentru că el, având mult ulei, poți te grețelești de el. No. Cu oțetul și în cazul nostru cu lămâia, i-am tăiat această posibilitate. Da? Nu o să ne fie greață, dar eu vă asigur că dacă mâncați așa ca neamul o jumătate de kil de sos de ăsta, bine, nu o să vă fie. Asta e clar. Bun, și acum punem niște smântână. Ia poftește aici. Care îl mai și... Nu mai așa de... Nu o să mai fie așa de tare. Și îl batem cu smântâna. Nici gustul de usturoi nu mai să fie așa de tare și nu o să mai fie nici așa de uleioasă. Splendid. Splendid. Stai să gust, să vedem dacă e destul de sărat. El trebuie să fie sărat și trebuie să fie acru de la lămâie. Mai merge și lămâie. Mai merge și puțină sare. În rest e minunat. Dacă aș avea și niște verdeață, răspătit pătrunjel nu se pune altceva. Nu mărar, nu leuștean, nu alte chestii. Pătrunjel trebuie să-i dea un gust de verde. Nu anumit aromă. E aromat, e destul. Bun, nu mă pot abține. Să nu-l gust din nou. Oricum eu îl mănânc, deci pot să folosesc aceeași linguriță. E absolut minunat. Vă repet, nu vă temem să gătiți, nu puteți greși. La asta lucrăm, asta încercăm, să facem lucrurile atât de simple încât să nu le putem greși.